n-o să iau, vă rog, doamnă șopti, toată viața mea depinde de patul ăla, în care dacă stau 5 minute, pur și simplu mă schimb, o să vedeți, se petrece cu mine ceva, aud roșcovii. Îl ascult pe omul castrat și după aceea, ah, dacă m-ați vedea după aceea, vă asigur, n-o să vă pară rău. Femeia cu pipă era artistă, în tinerețe chiar jucase, nu pe scena naționalului, se știe, nu oricine are norocul, mai ales la început, dar chiar și așa jucase roluri bune de tragedie. Minute în șir a ascultat despre Fedra și despre pasiunea ei. Au urmat versurile lungi care păreau într-o limbă străină, apoi a povestit cum era îmbrăcată, terminând cu un șir de mărgele galbene ca la mâia și foarte mărunte, mărgele de ambră, pe care florii a început să și le închipuie, înșirate pe un lanț argintiu. Poți să-mi spui, Vanda, a susurat această femeie sensibilă, care a dus-o în cele din urmă la magazie, într-o încăpere cu pereți negri, în care se afla patul.